În cursul zilei de ieri, o firmă care lucrează la terasamentul căii ferate a distrus mai multe borduri pe strada Brazilor. Reprezentanții municipalității s-au autosesizat, iar astăzi societatea respectivă a fost pusă să repare ceea ce a distrus. În urma unei inspecții făcute ieri, pe anumite străzi din Medea și pe strada Brazilor, am constatat o neregulă, o încălcare a regulilor din domeniul public flagrantă. În sensul că o firmă care lucrează la terasamentele de cale ferată a intervenit în terasamentul din zona străzii Brazilor și a luat material din terasament, distrugând o parte din refacerea care a fost executată pe strada respectivă. Astăzi am luat atitudine, am sunat antreprenorul general de pe tronsonul de cale ferată care lucrează în Mediaș și am primit răspuns că în cursul zilei de astăzi sau de mâine bordura care ați văzut și dumneavoastră a fost stricată, va fi reparată. Dacă nu, voi face adresele corespunzătoare la toate instituțiile competente, inclusiv Inspecția Construcției, să vină să ia măsuri împotriva constructorului care lucrează pe raza municipiului Mediaș și nu respectă anumite norme tehnologice. Lucrurile nu vor rămâne însă așa, pentru că inițial societatea Hidroconstrucția nu a montat bine aceste borduri, așa că va trebui să vină și să le pună din nou. Într-adevăr, constructorul care trebuie să reabiliteze strada, bordurile montate nu corespund. Ieri am pus în vedere să schimbe bordurile și să le aducă la starea inițială. Strada trebuie să arate în momentul predării ei cum a arătat la începutul introducerii conductelor de apă și canal.